Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Băi, frate, cred că... L-ați văzut și voi? Cred că am văzut un hoț, era mascat cu un sac de-asta. Cred că ciordise ceva de aici. Lasă-mă, că de aici să iau de 30 de ani tot felul de chestii și nu mai zice nimeni nimic. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Nici ca glumă nu m-aș fi gândit la așa ceva, ci că o să fie o remaniere. Vine evaluarea aia care n-a venit niciodată, dar despre care se vorbește o dată pe săptămână. E ca Mărmureanu cu acel mare cutremur al lui. Vine ăla mare, bă, sigur are dreptate, o să vină. Acum peste 10 ani, peste 100 de ani, vine. Dacă te uiți la cei care ar urma chipurile să fie remaniați, ei bine, mulți sunt dintre cei care n-ar fi avut ce să caute de la bun început în guvern. Mă rog, cam nimeni din actualul guvern n-are ce-i trebuie nici pentru a face parte din conducerea unei scări de bloc. Dar ce să facem, fraților? Aici suntem cu țara! Îl avem pe această listă pe Dănuța Andrușcă, pe ministrul economiei, de asemenea pe ministrul energiei Anton Anton. Nu, lăsați-l pe Anton Anton, da, omul e atârnache de ăsta pe la diferite guvernări. Nu vorbim despre el, nu vorbim despre el strict ca măsură de igienă personală, da, ca să nu ne murdărim. Dar voi îl știți pe Andrușcă, Andrușcă e copilul pe care nu l-au avut Liviu Pop cu Petrică Daia. E o poezie băiatul ăsta, că tot e ziua poeziei astăzi. Bine, nu prea îți vine să râzi pentru că Andrușcă e ministru, te cutremuri. Un rol important va avea pentru, în cadrul economiei, ca îmi cer scuze că sunt emoționat. Doamne, băi băiatule, eu nu mă satur de faza asta. Cer scuze, sunt emoționat, sunt, deci cum ar veni a doua propunere care este cu asta cu crearea de locuri de muncă. Alo, ce vorbește acolo tipule? Ce cauți tu în viața noastră? Că nici în viața ta habar n-ai ce cauți. Nea Livache, pe bune, nu vă transpiră, domne, hamsterul când îl vedeți pe Andrușcă ăsta? Sau sunteți bucuros că v-ați înconjurat numai de ngă? Da, mai sunt și alții vizați de remaniere. Sorina Pintea este și ea pe această listă. În schimb, ea de la începutul mandatului a avut foarte multe scandaluri de gestionat, foarte multe nemulțumiri ale medicilor legate de legea salarizării și vedem dacă cumva nu le-a rezolvat așa cum ar fi trebuit și ar trebui să rămână în funcție. De asemenea, vorbim cu siguranță despre Valentin Popa, ministrul educației. Doamna Pintea, ați văzut? Ați văzut, doamnă? Eu v-am zis că prea le spuneți pe bune. Eu nici nu știu cum ați ajuns în acest guvern. Dar na, se mai întâmplă și accidente. Oricât de tâmpit ai fi, tot mai nimerești și câte unul competent sau care măcar știe să vorbească, nu? Și uite cum vă jignesc ăștia, doamnă. Vă pun pe listă cu ăla de la educație. Domnul ăla, mă scuzați, Valentin Popa. Păi înainte de remaniere, ar trebui să ne spună și nouă cineva cum a ajuns Popa ăsta ministru. Sau voi aveați pe altcineva, om competent, nu spui cine, persoană importantă, iar Popa ăsta l-a omorât în parcare la Cotroceni, i-a luat hainele și a depus jurământul în locul lui, nu? Și apoi nu pricep asta, remaniere în aprilie 2018. Ce să mai faci, mă, nene, remaniere în aprilie? Că mai o să schimbați guvernul cu totul, nu? Nu așa vine la 6 luni? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.